Bună seara și bine v-am regăsit! Toată lumea a auzit despre așa numitul mileniu întunecat din istoria noastră, o perioadă din care se spune că nu prea avem surse istorice care să ne vorbească despre continuitatea getodacilor. Și cât de mult le convine această situație dușmanilor continuității getodacilor. Cu toate acestea, cercetători inimoși și devotați fac adeseori munca celor care se află în fruntea instituțiilor noastre de cultură și o fac cu rezultate foarte bune. Invitatul acestei zile este domnul profesor dr. Mihai Popescu și împreună vom vorbi despre getodaci între secolele 3 și 14, exact în perioada așa numitului mileniu întunecat. Bună seara și bine ziua! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule profesor, cât de întunecat este mileniul despre care am vorbit? Majoritatea istoricilor noștri, încă din secolul al XIX-lea, au vorbit despre acest mileniu întunecat. Istoriile oficiale, în general, și muzeele noastre trec peste multe perioade, spunând că nu există surse, dar la ultimul congres de dacologie a participat un patriot român din Canada, un om care este la a doua carte privind istoria noastră. Domnia sa se numește Marius Fincă, a avut la congres o comunicare despre Imperiul Amal, iar acum câteva zile a lansat în Canada o lucrare intitulată Restituiri culturale culese de domnul Marius Fincă, românii în mileniul de întuneric, secolele 3-14, având un cerb pe care scrie Cine sunt strămoșii noștri. Cartea este publicată în condiții de autor la Pucioasa în acest an și domnia sa ne spune că a publicat materialul adunat în această carte în o perioadă de peste 3 ani în săptămânalul, în revista bilunară româno-canadiană numită Zigzag Român-Canadian, care apare bilunar la Montreal în Canada. Pentru că vă refereați la acele documente, aș vrea să citesc chiar din cuvântul introductiv al autorului pentru a vedea că nu este chiar așa cum spun unii. Domnia sa spune așa: așa zisa lipsă de documente se dovedește mai degrabă o prejudecată. Prezentăm în lucrare multe cronici, hărți, comentarii pe care le-am selectat dintr-un volum uriaș, dar și așa cartea a căpătat o grosime inatractivă. De obicei, oamenii se sperie de lucrările prea bogate. Problema istoriografiei noastre pentru perioada avută în vedere, pentru acel mileniu întunecat, nu este lipsa documentelor, ci corelarea și interpretarea lor, făcute în cele mai multe cazuri până acum cu idei preconcepute, în sprijinul cărora se selectează informațiile. Adică ceea ce nu ne convine, nu spunem. Și e nevoie de... Uneori intenționat, alteori doar din comoditate, din orgoliu sau din neglijență. Deci domnia sa pune punctul pe ei și spune că, de fapt, e ușor să spui nu există documente. Există și surse arheologice, există și exponate în muzeele noastre, dar există izvoare istorice numeroase. Acum, de-a lungul timpului, domnia sa se situează într-o suită de personalități românești din străinătate, în care am putea să-l amintim în primul rând pe domnul dr. Napoleon Săvescu din New York, care a realizat și congresele de dacologie, pe domnul Gheorghe Pântecan din Suedia, care a scris despre România, despre Dacia Nordică, pe din domnul Europa Eugen Nordică. Lozov, Dacia din Europa Nordică, pe domnul Eugen Lozovan, din care am tradus eu cu vreo 15 ani în urmă Dacia Sacra, care a publicat în mai multe studii ample, cum ar fi istoria
hunilor, istoria arabilor, istoria diferitelor popoare mari ale lumii, a publicat studii despre daci. El trăia în Danemarca, era un bucovinean foarte patriot. Eu am discutat cu domnia sa cu câteva luni înainte de a muri și înainte de a apărea cartea în limba română, dar se bucura imens pentru că multe din aceste studii erau pur și simplu împrăștiate. Dânsul le-a adunat într-o ediție românească și bine a făcut pentru că oamenii le pot consulta astăzi. Ceea ce a făcut domnul Marius Fincă este o lucrare extraordinar de valoroasă. Domnia sa o spune cu modestie, restituiri culturale culese de domnia sa. Dar are și numeroase comentarii și arhitectura de idei a materialelor selectate ne dă o concluzie foarte, foarte puternică. El se referă, de fapt, de la secolul III, pentru că atunci s-a retras administrația romană de la nord de Dunăre, dar urmărește tot spațiul vechi, geto, daco, traco, iliric, și toate ramificațiile care au plecat de aici, urmărind până la istorici care ajung să vorbească despre geții sau goții din Spania, despre goții din Galia, despre sciții din Marea Britanie, despre toate aceste zone în care, despre roirile din zona carpatică, pentru care s-au păstrat documente și pentru care comunitățile respective păstrează încă în foarte mult în obiceiuri, în arhitectură, în portul obișnuit, în toate, inclusiv în limbaj. Foarte multe elemente. Deci spuneți că, surprinzător față de varianta oficială, există multe izvoare istorice care nu sunt luate în seamă. Asta este important. Haideți să le prezentăm. Adică, cred că emisiunea asta ar fi cu atât mai benefică pentru oameni, cu cât veți prezenta dumneavoastră mai multe citate din acea perioadă care sunt aici sute de citate. Aș încerca primul lucru cu termenul de vizigot și de ostrogot. Pentru că acest termen a apărut, de fapt, în istoriografie prin recopierea unor manuscrise și autorul ne spune, termenul de vizigot este, de fapt, o invenție a lui Cassiodorus, un scrib aflat în slujba regelui Teodoric cel Mare. În anii 488-526, regea al ostrogoților, de fapt, erau ostrogeți, dar ei au fost numiți mai târziu în istoriografia de limbă latină ostrogoți. Și este foarte interesant că de la o greșeală, deci apare termenul de got, apare în secolul III, se vorbește prima dată, dar cele mai multe surse vorbesc despre faptul că erau geți și goți, sau geți sau goți, goți sau geți. Deci erau termeni foarte apropiați, în simpla diferență de o literă, de la got la get. Materialul, toată cartea este împărțită în trei capitole mari și o să le și prezint. Prima parte sunt geții în Europa, în care sunt prezentate informații despre dacii după Decebal, ce s-a întâmplat după ce Dacia a fost cucerită. Citate foarte importante referitoare la dimensiunile provinciei Dacia Romană, care reprezenta mai puțin de o treime din regatul lui Burebista, dacii lui Regalian și perioada de independență de 12 ani, din 258 până în 270, apoi este vorba de vizigeți, de dacii din Danemarca sau din Dacia. Aici sunt date citate, foarte interesant. Am putea să ne oprim în primul rând asupra acestui aspect. În Paris, în secolul al XIII-lea, apare un colegiu care se numește Collegium Dacicum și acest Collegium Dacicum este realizat de un Petrus de Dacia, care de fapt provenea din Danemarca de astăzi. De asemenea, apărea un filozof,
Bine, apăreau mai mulți, erau Martinus în jur de 1100, în Chronicum Letreze, tot aceea, pentru Danemarca. În Annales Fratrum Minorum Visbiensis. Sunt consemnate evenimente din perioada 67-1287 și se amintește de plecarea longobarzilor din Dacia. Deci, provincia Lombardia din nordul Italiei își primește numele de la o populație plecată din Dacia. Și se spune, la începutul secolului al XIII-lea, Snorri Sturluson... Deci din nordul Italiei. Da. Snorri Sturluson continuă tradiția lui Dudo în Inlinga Saga. Personaje precum Simon Dacus sau Simon din Dacia, Martinus de Dacia, Iohannes de Dacia și mai bine cunoscutul filozof Boethius din Dacia, toți în secolul al XIII-lea au folosit în numele lor denumirea latinească de Dacia, dar referindu-se la Danemarca. Deci erau oameni dintr-o populație plecată din zona Carpaților, dar care își păstra denumirea veche de Dacia. Aici vreau să vă opresc puțin, pentru că e important să fac o corelație. Acum niște ani, când s-a făcut acel celebru studiu de paleogenetică, făcut la Hamburg de domnul Alexandre Rodeval și doamna Georgeta Cardoș, în care, analizându-se genetic oasele din peste 20 de situri de pe teritoriul României, cu o vechime de 3-4-5 mii de ani, pe lângă faptul că s-a constatat o înrudire cu populația actuală României, deci o continuitate, da? Surprinzător, cea mai puternică legătură între populațiile vechi de pe teritoriul României de acum 3-4-5 mii de ani s-au constatat cu populația actuală din nordul Italiei, iată legătura, și cu populația din Anatolia de astăzi, care nu este turcică, ci acolo sunt urmașii tracilor, da, care și-au păstrat și genetic, iată, și-au conservat identitatea. Deci iată că lucrurile se leagă, dacă stăm să ne gândim și la această sursă. Am putea face o corelație și mai interesantă, de fapt o stabilește domnul Marius Finca în cartea domniei sale. Marele prelat și savant renascentist Nicolaus Olahus, cunoscut după numele lui ca fiind român, era nepotul unui principe dan al Valahiei, al țării românești, și era văr, nu chiar primar, văr de al doilea cu Iancu de Hunedoara. Scrie în cartea sa despre Ungaria și Atila, el fiind următoare, regent al Ungariei, el fiind, da, episcop primat catolic al Ungariei și într-o perioadă chiar regent al Ungariei. El spune așa: încă din timpurile strămoșilor noștri și până în zilele noastre au fost două familii în țara aceasta, în Valahia Mare, formate la început din aceeași casă, una a danilor, de se referă la Danemarca, de la Dan voievodul, care era bunicul lui, și alta a drăguleștilor, de la Dragul voievod, Dragul, sau a basarabilor. Din aceste două familii se aleg voievozii legitime acestei țări. Și apoi continuă, spune, cronica noastră cea veche ne spune că teritoriul Daciei din părțile Ungariei, Panonia, a fost odată locuit de dani. Însă înspăimântați de venirea hunilor, nu? Ei au emigrat cu familiile și cu oamenii lor în țările maritime, în ținuturile maritime de la miază noapte, care se numesc astăzi Dania și Norvegia. Deci astea sunt lucruri pe care le putem găsi în cartea. Bine, există mai multe traduceri românești de la Popa Lisanu. Nicolaus Olahus despre asta în secolul, la începutul secolului XVI. Da. Tot așa, în mitologia popoarelor germanice din nord, cuprinsă în Eda, scrierile edice, se amintește de Dan și Damp, care sunt socotite nume legendare a unor regi danezi. Cel de-al doilea nume a fost creat după cel al localității Damsparstadir, ceea ce înseamnă lăcașul lui Damp, adică un loc de pe Nistru, spune comentator. Locuitorii din Damsparstadir sunt menționați într-un cânt păstrat în Hervanarfsaga,
locuitorii de acolo, nu știu ce, sunt, au luptat, de, deci vorbesc despre lupta dintre goți și huni, dată în apropierea acestei ape în anul 245. Și Dan era unul din nepoții lui Rig, primul rege nordic. Noi știm de multe alte. Danus I a fost primul rege al Danemarcei, conform genealogiei regale a lui Anderson, o cronică medievală daneză. Dan în limba daneză înseamnă chiar asta, rege. Și cel mai mare istoric danez medieval, Saxo Grammaticus, în Historia Danorum, din secolul al XII-lea, spune că numele danilor vine de la un rege numit Dan. Mai târziu, la germanii, în Cartea Eroilor Națiunii Germane, care a fost scrisă de un istoric numit Heinricus sau Heinricus Pantaleonis, elvețian de origine, se spune că prima mare personalitate a fost Dacus sau Danus, care a ajuns duce în țara de dincoace și dincolo de Istru, de asemenea spre miază noapte până în Sarmația și spre miază zi până la Dunăre. După aceea a condus un mare popor al dacilor către Marea Germanică, Marea Baltică și la popoarele de miază noapte și la insule și după părerea unora a constituit pe danemarci sau danezi. Și este, se vorbește despre originea lor de la cimbri sau cimerieni, că s-au stabilit în țara pe care au locuit-o mai întâi, numită de la Dacus, Dacia, care formează în ziua de astăzi Valahie, Marea Valahie, iar o parte din ea se numește Transilvania sau Siebenbürger. Este citatul dat de Aurora Pețan în cartea Daci și Dani în Cato Maior. Deci e vorba de Cato cel bătrân. Care spune lucrurile da, astea. Care spune aceste documente. Acum, dacă ne-am întoarce în primele secole ale erei noastre, după retragerea aureliană, care ar fi, ce izvoare avem și care să ne vorbească despre existența getodacilor mai departe în spațiul acesta Carpato-Danubiano-Pontic? Păi, sigur că dacă e să fac și eu niște trimiteri, avem cântecul Nibelungilor care se vorbește despre acel duce Ramunc al dacilor care era în alături de Atila, da? Da, se vorbește în carte și sunt citate și este citat chiar. Avem un general Get Flavius Vitalianus care în secolul 6 asediază Constantinopolul, da? La puțină vreme după el l-avem pe împăratul Justinian, a cărei origine tracogetică e cunoscută, da? Da, domnul Marius Fincă completează lista realizată de Iosif Constantin Drăgan, care cuprindea 40 de împărați romani de origine Traco-Geto-Daco-Iliră. El ajunge la 48 și există, o avem în carte, deci lista, aș putea să o citesc, dar nu este cazul. Noi am mai discutat în câteva emisiuni despre această perioadă și despre faptul că importanța militară, politică, nobiliară, chiar economică a populației de origine tracodacă, getodacă și tracoiliră a fost foarte mare, îndeosebi după retragerea aureliană. Deci ca să ai din cei 80 de împărați romani, 48 care aveau origine pe care ei înșiși o recunoșteau ca fiind getodacă. Tracoiliră. Da. Getodacă, deci au fost numeroși. Cel mai important ar fi Constantin cel Mare sau Justinian, dar noi am făcut o emisiune despre Galerius. Deci sunt foarte multe personalități care fiecare a avut părțile lui mai bune sau mai puțin bune. Justinian, care a întemeiat mănăstirea Sfânta Ecaterina din peninsula Sinai, care există și astăzi și unde și astăzi există urmași ai valahilor trimiși din zona Istrului. Da. Și te duci astăzi și te întreabă oamenii de unde ești și când îi spui că ești din România, spune străbunicii noștri au fost valahi. Deci acei geabali țin minte până astăzi, e adevărat, poate și cu puțină amintire din publicațiile, că au apărut în România numeroase studii despre originea acestor oameni, încă din secolul al XIX-lea,
Teodor Burada sau mai târziu au fost alții îndeosebi legația românească de la Sfântul Munte sau de la locurile sfinte. Deci au fost mai mulți cercetători români care au studiat originea valahă a acestor oameni. Se pare că ultimii care și-au păstrat religia creștină la Mănăstirea Sfânta Ecaterina au fost la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Și în cimitir se găsea chiar piatra de căpătâi a uneia din ultimii oameni care fuseseră creștini. Da. Acum deci, iată că dacă folosim ca reper doar episodul cu împăratul Justinian, care a luat din acest spațiu un grup consistent de oameni pe care i-a adus în peninsula Sinai ca să păzească mănăstirea, biserica de acolo, pe asta înseamnă că aici, în secolul 6, exista o populație cu o identitate clară. Dar în secolul 3, Galerius, acel arc de triumf de la Tesalonic, are majoritatea chipuri de daci, cu steagurile dacice. De ce? Pentru că el îi învinsese pe persani folosind militari din lumea getodacă. Deci au fost împărați care, tot Galerius se spune că ar fi vrut să transforme numele din Imperiul Roman în Imperiul Dacorum, Imperium Dacorum. Deci au fost foarte multe tendințe de a schimba din temelii structura romană, pentru că dominanta era, nu mai spun că au fost trimise unități militare dacice în Britania, la zidul lui Hadrianus, care despărțea Britania de Scoția. Au fost trimiți și în alte părți. Dar este interesant că aproape toate genealogiile regatelor formate pe ruinele Imperiului Roman, îndeosebi regatele ostrogote și vizigote, își trag originea din Dacia și domnul Marius Finca citează din istoricul italian Carlo Troia, care în jur de 1838-1840 a publicat în Italia mai multe studii, mai multe volume. La noi s-a tradus o parte din cercetările lui Carlo Troia de către domnul Gabriel Gheorghe, care a fost invitatul dumneavoastră. Acum este în pregătire la editura Uranus această lucrare a lui Carlo Troia despre geți și cred că într-o lună de zile o vom avea într-o variantă cu multe explicații. Da, domnul Marius Finca ne dă citatele și este interesant că toate aceste, deci Carlo Troia era un istoric care trăia în perioada în care noi eram, nu să spunem, imediat după perioada fanariotă, nu? La 1838, dar sunt date tot felul de trimitere, de exemplu am undeva o trimitere la câțiva istorici, inclusiv un istoric maghiar, se numește Husti Andraș. Deci el are o carte publicată la Viena la 1791, care se numește Vechea și Noua Dacie. Și autor de origine maghiară, Husti Andraș. El spune că locuitorii din principatele Valahia, Moldova și Transilvania sunt urmașii vechilor daci. Deci în secolul 18. În secolul 18, autor maghiar, un autor maghiar publică la Viena o carte, nu am titlul în limba maghiară, este doar în traducere românească, la 1790, trebuie căutat în și deci el afirmă acest lucru, dar să ne gândim că la 1791 era de-abia la 6 ani după, sau la 5 ani după uciderea, nu, la 6 ani după uciderea lui Horea. Care era numit Horea ironic, Rex Dacia. Era numit ironic Horea Rex Dacia. Era numit de dușmanii lui. O să dau și, dacă vreți, pot să vă dau citatul, pentru că este interesant. Cu atât mai mult cu cât, iată, numai puțin, că vreau să fac o introducere. Marea discuție astăzi în ceea ce privește drepturile asupra Transilvaniei se poartă în jurul faptului dacă
acel pământ era gol sau nu. Conform teoriei pe care o îmbrățișează extremiștii maghiari, îndeosebi de la Rösler, da? Da, Transilvania a fost un pământ golit de oameni, unde au venit ungurii și au toate drepturile, pentru că dacă nu era nimeni, ori iată că într-o perioadă în care ungurii nu-și puneau problema că o astfel de declarație s-ar putea să se întoarcă împotriva... Există numeroși istorici maghiari, da, care recunosc că la venirea... Deci până și în cronica lui Anonymous, da, se spune că la venirea ungurilor în Panonia, majoritatea populației era valahă și slavă. Deci era un, da, amestec, da, pentru că invazia slavă fusese cu câteva secole mai veche. Tot în același sens, domnul Marius Finkel citează pe umanistul italian... Să dați citatul, da, din el spune așa, Andraș. Autorul, da, istoricul maghiar Hustia Andraș, autorul cărții Vechea și Noua Dacie, publicată la Viena în 1791, scrie că românii sunt urmașii geților și o parte din ei ai vechilor coloni romani. Dar citatul celălalt al lui, din umanistul italian Lazzaro Sorano, în secolele 16-17, spune așa: fără niciun dubiu, transilvănenii sunt stimați ca cei mai războinici locuitori din Europa, cel mai războinic popor din Europa. Aceștia, împreună cu moldovenii și valahii, sunt antici daci, atât de temuți de romani. Deci este un citat din un umanist italian. De asemenea, în Enciclopedia Britanică, publicată la 1851, deci au fost mai multe ediții, ediția din 1851, ce se spune? Se spune așa: este posibil că pelagii nu erau decât valahii sau ciobanii valahi, care în epoca clasică, dar și în cea modernă, aveau obiceiul să umble în număr mare spre Grecia. Numele n-ar fi decât Velaschi. Deci pelagii erau Velaschi. Lingvistul german Tomášek constată existența unor termeni intermediari între pelasci și valahi. Belasci sau balasci, ca denumire etnică, a fost utilizată în prima jumătate a evului mediu, balasci indicând numele tracilor, în cartea publicată în limba germană Die Alten Traken. Deci Tomášek voia să demonstreze, era un studiu în care se vorbește și despre limba tracilor și despre altele. Deci cuvântul, spune așa, cuvântul balac este veriga lipsă între cea de pelasc și valah. Asta o susține un istoric care, da, nu avea... Ne oprim acum pentru o scurtă pauză publicitară și apoi vom continua cu, da, dezvoltarea acestei teme extrem de importantă pentru noi și extrem de interesantă, ținând cont de bogăția surselor istorice care întăresc continuitatea getodacică în acest teritoriu, ca și migrația care a stat la baza formării altor popoare din Europa, cu rădăcinile în acest spațiu carpatic. Revenim în câteva minute. Am revenit și o să continuăm să luminăm acel mileniu întunecat al istoriei noastre, care a rămas întunecat pentru că sunt puțini specialiști care s-au aplecat asupra izvoarelor istorice și care au avut și competența să înțeleagă, să poată selecta informația care ne ajută să creăm un tablou al continuității noastre pe aceste meleaguri după retragerea aureliană. Iată deci că între secolele 3 și 14 multe probe materiale și izvoare istorice ne arată că mileniul întunecat este de fapt destul de luminos dacă știm cum să aranjăm lucrurile, dacă știm să scoatem informația care aduce lumină. Domnule profesor, da, să continuăm. În istoria bisericii există numeroase nărăsfinși. Sfântul Ioan Casian, de exemplu, care era originar din Dobrogea. Tot așa este celebrul Eticus Donaris. Acest prelat a călătorit din Dacia. În ce el a pregătit o călătorie în jurul lumii într-o perioadă extrem de complicată, la jumătatea secolului al V-lea. Deci a pregătit-o timp de 5 ani. A adunat 101 cavaleri.
și a plecat în anul 461. Din acest spațiu. A plecat din zona Histria. Din zona Histria. Deci fosta cetate getică transformată, preluată de greci. A plecat pe Marea Neagră, a trecut prin Mediterana, prin Gibraltar, a ajuns în insulele britanice, deci a luat a trecut în insulele Feroe, într-un fel mult înainte a vikingilor, nu? A ajuns în Islanda, în Groenlanda, în zona nordică a continentului american, în Canada, Alaska, a trecut în Kamchatka, apoi în Japonia, Filipine, Papua Noua Guinee, Sumatra, Indonezia, Sri Lanka, prin Oceanul Indian, prin zona Mării Arabiei, deci pe țărmul arab în apropierea țărmului, prin Marea Roșie, revenind în Mediterana, nu era tăiat istmul Suez, nu era tăiat canalul de Suez, dar a trecut și a ajuns din nou în Dacia. După câți ani? După 5 ani. Deci a făcut o călătorie de 5 ani cu mai mult de 1000 de ani, 1057 de ani înainte de Magellan. Și aici avem toate dovezile. Toate aceste informații sunt publicate în cosmografia lui, deci publicate, în sensul există acest material, acest document, cunoscut și răscunoscut, foarte apreciat în Occident. În Occident există societăți care se ocupă de promovarea informațiilor despre această cosmografie. Și spune, după ocolul mării și după ce am văzut cercetat întreaga lume, am lăsat la o parte pe cele ce au fost mai întâi, pe care alții nu le-au cunoscut și prin mine însumi, cu o uriașă și preistovitoare cercetare purtată am de grijă și celor trecute cu vederea și urânduită și pe cele descoperite. Deci el adună toate aceste informații și le prezintă. O parte din aceste informații sunt prelucrate, sunt analizate într-un articol și al avem informații despre originea lui etnică? Da, pe el era de la Istru, adică Donares era denumirea latină pentru Istros. Da, da, deci, bine, el putea să fie grec. El spune de unde a plecat, el descrie, în text el spune că era născut în aceste zone, că învățase latinește, pentru că cosmografia lui este în limba latină, dar a plecat și ajunge, deci undeva în zonele străbate, o zonă în care mai târziu, bineînțeles, traseul lui Magellan a fost altul în conjurul Africii, dar a traversat toată zona de sud a Europei, apoi prin insulele britanice, Feroe, Islanda, Groenlanda, prin nordul Canadei, trecând în Asia, prin Kamchatka, apoi prin... Da. Deci a fost un traseu extraordinar și el este foarte apreciat în Occident pentru că este cu 1000 și ceva de ani înainte de Magellan, el a făcut în conjurul lumii. La noi, și s-a și întors. La noi, în România, în mediile oficiale se vorbește despre? Da, putem să spunem că veșnicul de pomenire... Mitropolitul Nestor Vărnicescu al Olteniei a fost unul dintre primii. Domnul Mihail Diaconescu a publicat studii despre acest Eticus Donares și mulți alți cercetători. Deci sunt foarte multe documente, dar ele au un circuit mai restrâns pentru că nu oricine citește o carte publicată. Asta zic, la nivel de promovare, ținând cont că tu dacă este un personaj... La nivelul istoriografiei oficiale se pomenește mai rar și mult mai puțin despre el. Dar există studii foarte serioase, adică cine vrea să studieze. De ce un astfel de personaj spectaculos? Pentru că în condițiile în care a reușit să facă o călătorie în jurul lumii, înaintea vikingilor, a ajuns în zona Americilor înaintea lui Columb, a înconjurat Africa înaintea lui Magellan. E mai ușor să vorbim de Eric cel Roșu sau de altul, că sună mai frumos decât Eticus Donarius. Dar deci, iată, există aceste personaje extraordinare și vă spun, în Occident sunt inclusiv site-uri pe internet, dar există comunități care se ocupă, de cercetători care se ocupă de aceste lucruri. De exemplu, se știe mai mult astăzi despre călătorile lui Marco Polo, care au fost la multe secole după, nu?
dar despre această călătorie în jurul lumii realizată de un român, noi românii știm foarte puțin. Bine, acum să nu zică nimeni că exagerăm, un român, un om trăitor la acestor meleaguri în secolul VI. Era o personalitate religioasă. Pe domnul Marius Fincă, în afara listei sau listelor cu împărați romani, cu voievozi, cu cneji ai unor regiuni, ne mai dă o listă, ne dă lista împăraților vlaho-bulgari. Foarte serioasă. Încheie cartea cu o listă cu episcop de origine dacă. E foarte interesant. Episcop deci, din spațiul bizantin. Din spațiul bizantin, da. Și din alte. Deci sunt multe. Deci sunt foarte. Nu e chiar ultimul capitol. Dar uitați. Deci sunt trecute, după ce o trecere în revista a bisericilor străvechi de pe teritoriul românesc, inclusiv biserica de la Densuși, episcop de origine dacă. Și spune, biserica a păstrat numele mai multor episcop de origine dacă, atât din nordul cât și mai ales din sudul Dunării, din partea Daciei ce se află încorporată în România, adică Imperiul Roman de Răsărit. Avem mai multe nume de episcop subdunăreni pentru că nordul Dunării a fost mai mult arian, adică zalmoxian, adică eretic, iar scrierile lor trebuiau să fie distruse, iar numele episcopilor nu erau demne de a fi reținute. O parte dintre episcopi i-am amintit la capitolul scriitorilor protoromâni, despre care și Eticus Donarius este printre ei. Și spune, în 303, episcopul Durostorului era Sfântul Dasiu, în 325, sinodul ecumenic de la Nicea, participă Protogene, episcopul Sardicei, Sardica fiind capitala Bulgariei de astăzi, Sofia, cetate străveche dacică, Marcu, episcopul Comeiei, Pistul, deci e o listă întreagă, putem să-i amintim la majoritatea sinodurilor ecumenice. Sunt două pagini de nume de episcopi cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. Mulți dintre ei sunt cunoscuți pentru că ei apar în scrierile Sfinților Părinți sau apar în inscripții locale. Sunt pomeniți în diferite documente emise de biserică la diferite sinoade ecumenice. De exemplu, la constituirea episcopiei Justiniana I, că tot vorbeam de Justinian, care era autocefală, posibil cu scaunul arhiepiscopal la Serdica sau la Taurusum. Împăratul Justinian a avut în vedere înființarea unei instituții religioase pentru dacii din rândul cărora provenea, independent de Roma sau Constantinopol. Această arhiepiscopie, echivalentă azi unei patriarhii, cuprindea ținuturile din Balcane aproape integral populate zdrobitor de neamuri arimine sau getodace. Nu făceau parte însă provincia Scitia Minor și Mezia Secunda, care țineau direct de Patriarhia de Constantinopol. Erau și interese să fie altfel împărțită. Deci erau... Bine, se vorbește aici despre valahile sud-dunărene, despre Tribalia, despre românii din Timoc, unde a fost Niceta de Remesiana și multe alte. Deci sunt foarte multe lucruri. Există studii despre getodacii din Pocuția și din Galiția, cu citate din istorici polonezi. Foarte multe. Noi știm despre Ian Dlugaș, despre Martin Cromer, despre alții care au ajuns la ranguri episcopale mai înalte. Vorbeam cu un profesor din Cluj nu de mult, domnul profesor Avram Fițiu, care predă la Universitatea Babeș-Bolyai și care a reușit să lege prietenie cu valahii din Carpații Nordici, acea zonă unde există astăzi 1 milion de valahi împărțiți între Polonia, Cehia și Slovacia, da? Și care au conștiința continuității dacice, ei se consideră urmașii dacilor liberi, da? Păstrează tradițiile acolo, surprinzător, în acest spațiu al Carpaților Nordici. Avem o zonă care se numește Bucovina și cineva care a venit în România a fost șocat să afle că în România există o zonă, Bucovina, numele de Valahia. Da, noi știm doar numele provinciei istorice ocupate de austrieci. Da. La 1776. Numele Valahia apare în sute de nume de firme, restaurante și mai departe în acea zonă. Tricolorul... Cum apare Vlahos și Vlahia în nordul Greciei. Da,
Da. Sau Trachea. Sau Trachea. Da. Deci iată că, indiferent de agresiunea imperiilor care au stăpânit aceste teritorii în decursul timpului, astăzi, și aici un mare merit au redactorii de la Formula AS, care de ani de zile ei au mers pe urmele cercetărilor făcute de Teodor Buradan, da. La sfârșitul dar ei au făcut adus în conștiința românului această ei dovedesc că acele urme nu s-au pierdut până astăzi. Și se păstrează la toate nivelurile, în arhitectură, în obiceiuri, în felul de a fi, în bucătărie. Cred că am putea vorbi astăzi despre un regat al valahilor care are insule de existență și de continuitate în 10-15 țări din Europa de astăzi, da? Și că toate aceste insule sunt conectate și au legătură cu acest spațiu carpatic, carpato-dunărean. Este un lucru extraordinar pe care mulți l-ar vrea ascuns, dar eu cred că acest lucru va ieși în evidență și cu atât mai mult cu cât, iată, multe dintre popoarele actuale ale Europei au cel puțin o parte din rădăcini în zona carpatică, în spațiul neamurilor tracogetodacice. Și de aceea toți istoricii de carton care pretind că getodacii n-au însemnat nimic, au fost niște primitivi, că n-au însemnat nimic pentru istorie, aceste dovezi le pun în evidență impostura, incompetența și reaua credință. Eu cred că nu suntem așa foarte departe de momentul în care aceste adevăruri vor fi puse clar în evidență, vor fi acceptate și vor fi baza unei comuniuni pe care este normal să o avem, toate aceste comunități să o aibă, să se regăsească într-o familie conștientă de toată această extindere. Da, este interesant că pe tot lanțul munților, care, deci, să spunem, lanțul muntos care începe de la Pirinei, continuă cu Alpii, Carpații, Balcanii, munții Anatoliei, munții Persiei până în Himalaya, există foarte multe obiceiuri comune. La o emisiune de a dumneavoastră, mai de mult, domnul farmacist și academician Ovidiu Bojor, mi-aduc aminte că vorbea despre o horă pe care a văzut-o undeva în Nepal. Se pare. Nu știu dacă la emisiunea mea, dar știu era că... invitat, da. La emisiunea chiar a fost invitat și spunea că a văzut o horă care semăna foarte bine cu horele din Carpați. Și multe din obiceiurile întâlnite în Pirinei, în Alpi, în Alpii Dolomiți, în zona dintre Slovenia și Italia, în zona Elveției, în zona romandă, arhitectura, foarte multe obiceiuri sunt... Pentru că asta arată o conservare a unor tradiții străvechi care sunt vin din ceva comun. Și faptul că sunt culturi montane, asta le-a permis să-și conserve tradițiile, pentru că acolo și imperiile au ajuns mai greu. Da, sau imperiile s-au ocupat de drumurile principale, de localitățile principale, dar comunitățile rurale au fost cele mai puternice. Aș vrea să mai dau un citat. Acum vreau să mai remarc faptul că fiecare capitol mare din această carte este încheiat cu o suită de planșe în care apar reproduceri de monede, de pietre funerare. La... Da, sunt materiale cu hărți, cu foarte multe lucruri extraordinare. Adică e adevărat că ele sunt la dimensiuni mici, dar omul, dacă vrea să le studieze, le poate studia cu lupa, le poate căuta. A fost o muncă imensă să adune aceste materiale, să le poți prezenta. Deci la fiecare capitol mare se află aceste documente extraordinare, luate din muzee, din tot felul de colecții, aflate în cărți vechi, în cărți mai vechi sau mai noi. Deci toate foarte, foarte bogate. Și voiam să dau un citat. Este un citat din Eminescu și vreau să-l dau pentru că și în epoca modernă, dar și în alte epoci, a existat tendința de a arăta că noi suntem acolo un popor între două, trei imperii și așa mai departe.
Eminescu, și aici, la partea a treia, intitulată de autor, Românii de la retragerea aureliană la înființarea statelor medievale Valahia și Moldova. Este dat un moto din Eminescu, care se referă la Biserica Răsăriteană. De fapt, el spune că Biserica Ortodoxă este mama neamului românesc, spune într-un alt citat undeva în ziarul Timpul. Dar vă dau citatul ales de domnul Marius Fincă. El spune așa: Biserica Răsăriteană este de 1800 de ani purtătoarea elementului românesc de lângă Dunăre. Ea a stabilit și unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. Ea ne-a ferit de înghițirea prin poloni, unguri, tătari și turci. Ea este încă astăzi singura armă de apărare și singurul sprijin al milioanelor de români care trăiesc dincolo de hotarele noastre. Deci el era conștient, pentru că el străbătuse, nu? El spune, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsul misa. Cine o combate Biserica Ortodoxă pe ea și ritualul ei, poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal și orice o veni în minte, dar numai român nu e. Și cu deci asta... este un citat excepțional care arată patriotismul acestui Eminescu, pentru că noi astăzi vorbim, posturile de televiziune, presa, internetul este plin de refugiații care vin din Orientul Mijlociu. E adevărat, acolo este o dramă umanitară. Dar din taberele, deci din cele 3-4 milioane de refugiați din Siria, care se află pe teritoriul Turciei, pe teritoriul Libanului sau al Iordaniei, s-au organizat adevărate forme de transport foarte ciudat, care au adus în Europa numai în acest an mai multe sute de mii. Se vorbește de până la sfârșitul anului de aproape un milion de migranți. Se pare de că e un plan de colonizare al Europei, da, care nu mai avem timp să intrăm în mai multe detalii. Ai știne și de cât de treze sunt popoarele Europei ca să-și apere identitatea. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Foarte interesant. Cartea trebuie să ajungă la cât mai mulți. O să căutăm și noi să o aducem pe magazinul virtual Dacia Art, www.daciaart.ro. Până când această carte va ajunge la noi, ca să o puteți găsi mai ușor, vă recomand să cumpărați revista de benzi desenate, Legendele Dacilor, a apărut în numărul 4 și această revistă o găsiți la chioșcurile de presă din 40 de orașe din țară și pe site-ul www.daciaart.ro. Legendele Dacilor, revistă de benzi desenate pe www.daciaart.ro. Toate cele bune, ne vedem peste o săptămână. Mulțumim. Noapte bună.